ani de acasă sunt acei ani trei de acasă în casa părintească și mai departe până se vie ei la școală, acei educatori și cei care vor fi aici și ei gramadiți aici vor fi într-această grădiniță. Această educație rămâne pe viață, frații mei, părinți și educatori și toată elita care ne aflăm aici într-acest loc și într-această ogradă, curte și înaintea acestei minunate clădiri. Noi vedem, mis creștini, și îmblând până să facem regula rugăciune, îmblând pe fiecare cameră. Da, aici a trebuit să fie o conducere frumoasă și o cheltuială nu mică. De ce ia, frate și surori, Dumnezeu să primească truda, o sârdea și curajă, doamne primari, care ia să dea multă sile pentru satul și susțin poatele ei ca ea să nu cadă, iubiți creștini, și închinăciune și mulțumire la cei ce sunt aici și cei care, poate diferite pricini, nu s-au întâmplat aici și nu sunt. Iubiții mei, noi trebuie să nu uităm, cu rugăciune începem totul, că suntem sub ceri. De aceea să binecuvinteze și apărătorul să fie Sfântul Ierarhul Nicolae, care noi știm că este Sfântul cadourilor și care el este un sfânt deosebit, care toată lumea îl iubește pe dâns și mai ales copiii. Aici, iubiți creștini, noi îl punem pe acela care el va fi deasupra acestei clădiri. Dumnezeu în trei fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acoperimântul Maicii Domnului! Și, iubiți creștini, o creditoră să fie Sfântul Ierarhul Nicolae. Și, frați și surori, Dumnezeu să primească truda ostineală celor care s-au trudit aici, copiii care astăzi sunt aici, părinții și toată lumea, pasiva zospodi, dorohi, kto priihav naše selo na ce torjestvo. Mi radi, posiki mi maim tretii disadik, četvertii construvin, строиться дальше, думаем, что в следующем уроке він тоже будет готов, и мы будем освящать. Спасибо, Господи, что вы пришли, и разом мы открываем цей садочек, и нехай Господь примет молитвы, и хай Господь сохраняет и укрепляет тех, кто будет трудиться, дети, которые будут тут, и святитель Николай нехай помогает и будет над этим зданием. Милости Божьей просим в наше село и помощи Божьей председательщи, депутатам и те, которые решили, чтобы быть тут на пути, в этом куте, в нашем селе. Посмотрите, село наше имеет более 7 тысяч людей. И мы знаем, что не было садочка. И теперь мы рады, что мы посвятили, освящаем сегодня третий садочек. И если Господь даст мир, здоровье, миро, так, благополучие в следующем году, думаем, что мы будем освящать еще четвертый садочек. Помощи Божьей, нехай Господь помогает, кто будет завидовать, кто будет помогать, были послушны, и чтобы мы родили за них, посики, дети, это наше будущее.